E de notorietate faptul că în destule zone din județul nostru și din România sărăcia împinge multe familii să-și trimită copiii să presteze munci ocazionale, privându-i pe perioade lungi de timp de educația școlară. Acum, practica muncii ziliere prestate de copii de peste 15 ani ar putea fi legiferată, acest aspect putând determina creșterea de nevoie a ratei abandonului școlar. Deși codul muncii a dat dintotdeauna posibilitatea angajării cu acte în regulă a acestei categorii de adolescenți, prea puțin s-au dovedit a fi angajatorii care se-i și încadreze cu contracte individuale de muncă. Dar, odată dată undă verde muncii cu ziua celor de peste 15 ani, e lesne de imaginat cam câți vor fi tentați să lasă cartea în favoarea banilor, acest lucru neimplicând din partea angajatorului încheierea vreunui contract de muncă. Numai pe parcursul anului școlar trecut, când nu exista încă această lege, 814 copii suceveni au renunțat la școală. În cazul în care proiectul ce modifică legea muncii ocazionale inițiat de Ministerul Muncii va fi aprobat pentru angajarea zilierilor, nu va fi nevoie și de încheierea contractelor individuale de muncă. Potrivit acestuia, pot presta munci ocazionale numai persoanele care au împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. Cele care au vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activități ca zilieri numai cu acordul părinților, acord ce trebuie exprimat în forma autentică cu precizarea activităților care urmează să le desfășoare minorii și se consemnează de către beneficiar în registru. Lucrătorii minori, respectiv minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani, desfășoară ca zilier numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul de dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație și nu le este periclitată starea de sănătate, se precizează în proiect. Toate persoanele care iau la muncă zilier vor fi obligate să îi înregistreze pe aceștia în registrul de evidență, în ordine cronologică, fără să lase pagini și poziții libere între înregistrări. Potrivit proiectului de lege supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, respectivul registru șnuruit, parafat și cu filele numerotate se completează zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la munca zilierilor. Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza județului în care își are sediul, un extras al registrului conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz. Proiectul aduce noutăți și pentru muncitorii zilieri. Astfel, dacă aceștia sunt beneficiari de ajutor social sau provin din familii care primesc astfel de sprijin din partea statului, veniturile obținute din muncile ocazionale nu se iau în considerare la menținerea dreptului de ajutor social. Totodată, activitatea desfășurată în condițiile actului normativ aflat în stare de proiect nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cel de șomaj și cel de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Rămâne la latitudinea zilierului să încheie pentru propria siguranță o asigurare de sănătate, de pensie și sau de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Dar în situația în care în timpul muncii zilierul se accidentează, cel care este obligat să suporte cheltuielile necesare îngrijirilor medicale din fonduri proprii este beneficiarul. Tot beneficiarul este obligat să asigure securitatea în muncă a zilierilor, instruirea acestora, să asigure gratuit echipamentele adecvate pentru muncă și să înregistreze accidentele de muncă suferite în timpul activității. Zilierii trebuie să mai știe că suma primită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât valoarea pe ora a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dar nici mai mare de 10 lei pe oră. Aceasta trebuie să îi fie acordată la sfârșitul fiecarei zile de lucru, după care atât zilierul cât și beneficiarul vor semna în registrul de evidență semnătura constituind dovada plății zilierului. Valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată este actualmente de 4 lei și 44 de bani pe oră. Începând cu luna iulie, acesta va fi de 4 lei și 74 de bani pe oră.